De miercuri până joi dimineață, traficul rutier va fi restricționat pe strada Maiorul Corav între șoseaua Mihai Bravu și intrarea în stadion, precum și pe străzile care intersectează artera respectivă sau fac legătura cu stadionul. Mașinile nu vor putea circula nici pe strada Vatra Luminoasă, între șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Pierre de Coubertin, precum și pe străzile care intersectează această arteră și nici între șoseaua Iancului și rondul de la intrarea în stadion. Există însă și rute ocolitoare. Șoferii vor putea opta pentru rute ca șoseaua Mihai Bravu, bulevardul Ferdinand I, șoseaua Pantelimon, bulevardul Chișinău, bulevardul Nicolae Grigorescu, șoseaua Mihai Bravu, bulevardul Camil Resu, strada Liviu Rebranu, strada Baba Novac, șoseaua Morarilor, bulevardul Constantin Brâncuș. De astăzi, de la ora 20 și până joi la ora 6 dimineața, șoferii nu vor putea opri, staționa și parca în apropierea Arenei Naționale și nici pe bulevardul Unirii, în piața Constituției și piața George Enescu, unde sunt zonele pentru suporteri, strada Franklin și strada Cea Rosetti. Pentru cei care nu au bilete la meci, a fost amenajată o zonă specială în piața Constituției. Astfel, traficul va fi restricționat pe bulevardul Unirii între bulevardele I.C. Brătianu și Libertății, precum și pe bretelele din piața Constituției către bulevardul Unirii. Șoferii pot opta pentru rutele ocolitoare: bulevardul Unirii, piața Unirii, Splaiul Independenței, bulevardul Națiunilor Unite, strada Izvor sau calea 13 Septembrie, bulevardul Libertății, rond Coșbuc, bulevardul Regina Maria. Șoferii sunt sfătuiți să evite să circule în zonele din apropierea Arenei Naționale, iar suporterii să renunțe la mașinile personale și să vină la Arena Națională cu mijloacele de transport în comun. Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele cu trasee prin zona stadionului și centrul capitalei vor avea rute modificate. Pe liniile expres 780 și 783 vor circula miercuri și joi mai multe autobuze.